De vineri și până pe data de 9 iulie, candidații care doresc să urmeze programele de studii universitare de licență organizate de Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza pot depune cererea de înscriere la concurs, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Cererea tip se transmite exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a unității de recrutare, însoțită după caz de consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare. Potrivit calendarului de desfășurare a concursului, documentele pentru constituirea dosarului de recrutare se depun până la data de 21 iulie. Evaluarea psihologică va avea loc până la data de 14 iulie, potrivit planificării întocmite de către unități cu atribuții de recrutare. Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic în intervalul 20-27 iulie. Pentru candidații declarați apt ca urmare a soluționării contestațiilor, termenul fiind prelungit până la 28 iulie. Evaluarea performanțelor fizice va avea loc în intervalul 18-24 august, în centrele zonale, iar evaluarea cunoștințelor în intervalul 29-30 august în aceleași centre. În data de 31 august va avea loc afișarea rezultatelor la proba scrisă, iar în 31 august și 1 septembrie pot fi depuse contestații, inclusiv online la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Examinarea medicală va avea loc în intervalul 5-29 septembrie. La data de 29 septembrie se vor afișa rezultatele finale ale candidaților declarați admiși.